Binecuvântat și lăudat fie bunul nostru Dumnezeu pentru că ne dăruiește aceste clipe minunate de după masă să avem părtășie împreună aici în casa Domnului, în jurul cuvântului Său, după o masă și după o odihnă de după masă. Îi mulțumim Domnului pentru aceasta, mulțumim Lui pentru părtășie și pentru bucatele pe care le-am putut lua împreună, slăvit să fie numele Lui. Apostolul Pavel vorbește despre schimbarea noastră în același chip al lui. De fapt, după ce Hristos ne-a schimbat viața noastră, scopul este ca să avem un chip cât mai mult în asemănarea de El, cât mai mult să semănăm cu El. Și în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, Apostolul Pavel spune: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă. Procesul după nașterea din nou este schimbarea cât mai apropiată, cât mai aproape de imaginea Domnului nostru Iisus Hristos. Cântarea pe care o vom cânta împreună nu vorbește despre schimbarea de după pocăință, ci mai degrabă vorbește despre schimbarea care a avut loc în momentul când ne-am întors la Domnul nostru Iisus Hristos. Și cântarea este cu cuvintele: o schimbare în viața mea s-a întâmplat intrând Iisus în inimă. Haideți să ne ridicăm și să cântăm Domnului această cântare spre slava și gloria Lui. O schimbare în viața mea s-a făcut intrând Iisus în inimă, în suflet am lumina dorită de mult, intrând Iisus în inimă. O schimbare în viața mea s-a făcut, intrând Iisus în inimă. În suflet am lumina dorită de mult, intrând Iisus în inimă, intrând Iisus în inimă, intrând Iisus în inimă. Râuri de bucurii cu din inima mea, intrând Iisus în inimă. Și păcatele mele multe s-au spălat, intrând Iisus în inimă, intrând Iisus în inimă, intrând Iisus în inimă. Eu voi locui intrând Iisus în inimă. Și voi fi fericit când acasă ajung, intrând Iisus în inimă, intrând Iisus în inimă, intrând Iisus în inimă. Din inima mea, intrând Iisus în inimă. Amin. Haideți să ne plecăm capul în rugăciune și să începem serviciul din această seară, cerem binecuvântarea asupra noastră. Doamne bun și milostiv, venim cu mulțumire în după masa aceasta, lăudând numele Tău pentru schimbarea din inimă care Tu ne-ai făcut-o. Și îți mulțumim, Doamne Iisuse, că ne-ai schimbat și continui să schimb inima noastră, continui să ne schimb mai mult în asemănarea cu chipul Tău, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru râurile de bucurii care curg din inima noastră. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru harul Tău nespus de mare care este asupra și în viața noastră. Doamne bun și milostiv, cu
cuvinte nu ne ajung să-ți mulțumim pentru jertfa ta de la Golgota. Îți mulțumim că prin sângele tău avem astăzi intrare liberă în Sfânta Sfinților și suntem împăcați cu Tatăl. Nu mai suntem vrăjmași, suntem împăcați prin sângele tău. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru mijlocirea ta și îți mulțumim pentru Duhul tău cel sfânt din inima noastră, care sfințește, ne sfințește lăuntrul nostru și ne spune cuvântul tău că ar trebui să fim sfinți, fiindcă Tatăl nostru este sfânt, ar trebui să fim sfinți, fiindcă noi sălășluiește însuși Duhul tău cel sfânt. Doamne, îți mulțumim pentru aceasta. Cerem acum, în timpul care vrem să ne închidăm înaintea ta, cerem prezența ta în mijlocul nostru. Vrem, Doamne, ca cei ce va avea loc aici să fie spre slava și gloria numele tău. Orice cântare, orice verset, cuvântul care va fi predicat, Doamne, să fie spre slava și gloria ta și spre creșterea noastră spirituală. Îți mulțumesc că tu ne vei ajuta la aceasta, fiindcă cerem în numele drag și scump al Domnului nostru Iisus Hristos. La fel te rugăm pentru cei care sunt în drum, pentru fratele Cosmin și pentru sora Gabi, tu să-i păzești, Doamne, în drumul lor și îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că tu îi vei ajuta să ajungă cu bine. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că tu vei ajuta ca să se întoarcă din nou în familie. Mulțumim pentru aceasta și știm că tu vei face mai mult decât ne putem noi să gândim sau să cerem, fiindcă cerem în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă vii să ocupați locurile, frate și sori, și să mai lăudăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, care merită slava și gloria prin cântarea La cruce unde Hristos muri. La cruce unde Hristos muri am dorit harul al dobândii. La cruce unde Hristos muri am dorit harul al dobândii. Sângele lui sfânt m-a curățat, laudă-i fie, laudă-i fie, laudă-i fie. Sângele lui sfânt m-a curățat, laudă-i fie. Mirune sunt de păcat scăpat, Iisus pentru mine a răbdat. La cruce unde El m-a iertat, laudă-i fie, laudă-i fie, laudă-i fie. Sângele lui sfânt m-a curățit, laudă-i fie. Tu sfânt izvor ce sper păcatul, un loc mai bun nu este altul, unde Iisus mi-a iertat greșul, laudă-i fie, laudă-i fie, laudă-i fie. Sângele lui sfânt m-a curățit, laudă-i fie. Vino la acest bogat izbor, proșterne-te la tău Salvator, predă-te aș și fi următor, laudă-i fie, laudă-i fie, laudă-i fie. Sângele lui sfânt m-a curățit, laudă-i fie. Amin. Slăviți să fie bunul nostru Dumnezeu în veci de veci. Amin. Suntem la momentele de rugăciune, momentele de rugăciune de seară și vi se descrieți cuvântul Domnului ca să citim textul acesta și să medităm asupra lui. Text găsit scris în Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, vom da citire unui singur verset, versetul 23. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, un singur verset,
versetul 23. Dacă putem să aducem Sora Maria, nu se poate. Nu intră radio. Undele. Ascultă alt radio decât biserica. Oh, nu se poate conecta direct la transmisie directă? Pare foarte rău. Haideți să dăm citire textului din Ioan, capitolul 4, versetul 23. Și acolo în Ioan, capitolul 4, versetul 23, citim astfel de cuvinte. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Amin. Vă aduceți aminte contextul în care Domnul nostru Iisus Hristos spune despre acest verset? Vă aduceți aminte în urma cărora cuvinte Hristos spune aceste lucruri? Atunci când femeia de la fântâna Samariei îi pune această întrebare. Doamne Iisuse, știi, văd că ești proroc, voi la Ierusalim aveți un templu, noi ne închinăm aici pe munte. A fost învățați de mic că Dumnezeu este unul, noi credem într-un singur Dumnezeu. Doamne, Tu care ești proroc, explică-ne, unde este Dumnezeu? Este la voi sau la noi? Este în Ierusalim sau este pe muntele pe care noi ne închinăm? El nu poate fi în același timp acolo și aici. Explică-ne unde este El. Hristos merge cu un pas mai departe și îți spune, wait, eu vreau să merg un pas mai departe și să-ți spun că de fapt tu te poți închina nu neapărat la templu, ci tu te poți închina inclusiv acasă. Pentru că adevărați închinători pe care Dumnezeu îi vrea, pe care Dumnezeu își dorește, sunt închinători nu ai unui loc, nu ai unui spațiu, închinătorii pe care și dorește Dumnezeu este să fie închinători în duh și în adevăr. Nu închinare o dată pe săptămână, nu închinare doar la templu, închinare non-stop, închinare fără pauză. Frați și surori, de ce venim aici? De ce venim la biserică? Care este scopul venirii noastre la biserică? Ori noi am răspunde la întrebarea asta, am spune, este foarte simplu răspunsul la întrebarea aceasta. Noi venim la biserică ca să auzim cuvântul, noi venim la biserică ca să ne rugăm Domnului. Vreau să-ți spun lucrurile astea, poți să le faci acasă? Să te rogi, să-i cânti lui Dumnezeu? Ăsta nu este răspunsul de plin. Și totuși vreau să accentuez și vreau să apăs asupra acestei întrebări ca să primim răspunsul. De ce venim la biserică? Care este rostul? Care este scopul venirii la biserică? La biserica Domnului. Frații și surori, n-ar trebui să fie niciun alt scop în inima noastră și dacă este alt scop, mai bine să stăm acasă. Închinarea este una dintre cerințele esențiale pe care Dumnezeu le așteaptă de la om. Închinarea este unica cerință pe care o așteaptă Dumnezeu de la omul care a fost răscumpărat. De la omul care a fost răscumpărat, dar și de la oameni. Și oamenii pot să-i mulțumească lui Dumnezeu când văd bunătatea Lui, dar oamenii nenăscuți din nou ce aleg. Apostol Pavel ne spune ce aleg oamenii care nu vor să-i mulțumească lui Dumnezeu, pleacă de la Dumnezeu în nebușa adevărul și își îndreaptă mulțumirea lui, își îndreaptă închinarea lui către alte lucruri, către păsări, către animale, către alte lucruri. Apostol Pavel spune, ei au cunoscut adevărul, dar în loc să-i mulțumească lui Dumnezeu, s-au crezut înțelepți. Frate și surori, închinarea, scopul venirii la biserică, scopul adunării noastre la un loc, da, este ca să ne vedem unii cu alții, dar asta nu este prioritatea venirii noastre la biserică, prioritatea este închinarea, să aducem închinarea lui Dumnezeu. Aceasta ar trebui, de fapt, să acompanieze în mod natural întreaga noastră viață de credință, conștienți fiind că îi datorăm Dumnezeului respect, reverență, adorare și închinare, frații și surori. Acum, ce este închinarea? Am răspuns la întrebarea de ce venim la biserică, dar mai este o întrebare la care trebuie să răspundem ce este închinarea.
pentru că astăzi închinare este un cuvânt așa de auzim închinare de la musulmani, închinare de la budiști, închinare de la ortodoxi, închinare de la fiecare și când vedem că nu doar noi ne închinăm, ci și alții se închină, rămâne o singură întrebare. Ce este închinarea? A devenit ceva așa de abstract, ceva care trebuie definit și totuși ce este închinarea? Hai să încercăm să răspundem la ea. Ce este închinarea? O întrebare simplă, nu? Greu să răspundem la ea. Hai să încercăm să întrebăm ce este închinarea? În cuvinte simple. Stare de supunere? Încă? Laudă și mulțumire? Altcineva? Cuvântul închinare? Ca să, pentru că dacă nu o definim corect acum, dacă mergem înainte, nu vom înțelege ce este închinarea în final. Bun. Închinarea este, și nu introduc un alt cuvânt care s-ar putea să fie abstract, dar în proces îl face clar. Închinarea este semnul recunoașterii autorității și dumnezeirii sale, precum și semnul supunerii față de Dumnezeu. Este semnul de reverență, de recunoaștere, dar și de supunere. Închinarea este, și dacă nu este, încă trebuie să devină, principala noastră preocupare a credinciosului, principala preocupare a credinciosului aici pe pământ. De ce? Fiindcă ea va fi și în veșnicii. Păi, de unde știm acest lucru? Apocalipsa ne spune aceasta. Dacă deschideți cu mine în ultima carte a Noului Testament, Apocalipsa, capitolul 4, versetele 10 și 11, vom citi despre aceasta. Și în versetul 9, 10 și 11, citim astfel de cuvinte. Cei 24 de bătrâni, și observați, pentru că aici este definit în mod practic cuvântul închinare. Și cei 24 de bătrâni cădeau. Noi spunem ne închinăm, nu? Noi am venit să ne închinăm, Domnului. Cine astăzi a căzut la pământ? Asta este o formă de închinare. Noi ar trebui să ne închinăm în fiecare zi. Asta nu înseamnă să cădem în fiecare zi, în fiecare minut la pământ. Ei au o formă de închinare. Și închinarea este aici pe pământ, dar este și în veșnicii. Cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava și cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Observați, aici nu este doar cuvinte. Și în același timp nu sunt doar fapte care să izbească privirile. Ei fac o acțiune, dar în timp ce fac acea acțiune, ei spun ceva, ei își arată cu trupul lor, cu exteriorul lor că se închină, dar din gura lor, care mai degrabă sau mai târziu, ceea ce este pe buzele noastre, este din inimile noastre, este și o reverență lăuntrică pe care i-o arată lui Dumnezeu. Închinarea nu este doar un lucru pământesc? Acum, în timp ce noi aici suntem, în timp și spațiu, în ziua de duminică, la ora 2, în veșnicii, în afara timpului și spațiu, într-o altă dimensiune, îngeri se închină. Închinarea este non-stop. Vă aduceți aminte? Din nou fac referință la Isaia care vede pe îngeri, pe arhanghel, mi-aduc aminte mai exact dacă erau seruvim sau serafim, dar ei spun, sunt acele creaturi cu șase aripi, care strigă din nou și aceea este o formă de închinare. Ei strigă Sfânt, Sfânt, Sfânt. Este Dumnezeu. Unul din cuvintele cele mai des folosite în Noul Testament cu referire la închinare este cuvântul grecesc proskuneo. Și cuvântul proskuneo din greacă poate fi tradus în limba română prin cuvântul a te prosterne, a se pleca, a îngenunchea, a săruta umil. Și noi avem cuvântul atunci când, în special, un bărbat întâlnește o femeie sau o doamnă mai în vârstă, îi spune în mod respectuos, sărut mâna. Vrea să arate respect. Ea nu se închină, dar e un semn. Chiar dacă prin cuvinte și nu literal, ia mâna și o sărută. Sunt unii care merg mai departe, cu un pas mai departe, sărutând mâna. Dar de obicei nu spunem, sărut mâna.
Practic, cuvântul proscuneu înseamnă mă închin, sărut mâna. Titlul gândurilor din această seară am intitulat Sărut mâna, Doamne. Și aici mă duc la un psalm. Psalmul 2. Lumea întreagă, ea nu vrea să se închine lui Dumnezeu. Pa chiar pot să spun că îl urăște pe Dumnezeu. Orice adunare a celor mari este cu scopul de a-L detrona pe Iisus Hristos, cu toate că știu că Iisus Hristos este Domn. Dumnezeu stă din cerul și se uită la ei și nu are o reacție ca să spun care vrea să-i distrugă. Mai degrabă când ei se adună la un loc și vor să-L detroneze pe Iisus Hristos, Dumnezeu din cerul se uită și râde spre ei. Într-un mod sfidător, râde Dumnezeu de ei. Și apoi, în Psalmul 2, versetul 12, după ce Dumnezeu râde, din ce ei își fac planuri împotriva lui Hristos, Dumnezeu spune, dați cinste Fiului. În limba engleză sună diferit. Kiss the Son. Sărutați-L pe Fiul. Închinați-vă Lui. Proșterneți-vă Lui. De ce? Ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă. Închinați-vă Lui. Sărutați-I mâna. Aceasta este închinarea. Noi ne închinăm Lui. Noi ne proșternem înainte Lui. Noi ne plecăm în genunchi. Expresia a fost introdusă în limbajul Bibliei pentru a defini atitudinea noastră față de Dumnezeu. Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de Dumnezeu Creator? Cu umilință, cu smerenie, sărutând mâna Lui. Deși unii au înțeles proșternarea ca și pe o acțiune exterioară și se închină lui Dumnezeu și îl laudă pe Dumnezeu doar exterior, Dumnezeu este mai mult preocupat de atitudinea nu exterioară, ci de atitudinea inimii. Pentru că aici femeia samariteancă se împiedica. I-au spus, voi vă închinați acolo. Voi sunteți în Ierusalim și voi spuneți că Dumnezeu este în Ierusalim și acolo este respect. Acolo este proșternare. Acolo este închinare. Aici cei? Acolo unde mergem noi să ne închinăm. Acolo nu este Dumnezeu. Cum să ne purtăm? Și Iisus Hristos spune, stai un pic. Nu doar oamenii de la Ierusalim să se închină atunci când vin și pleacă capul înaintea Domnului și tu acasă poți să-ți pleci capul înaintea Domnului și să te închini. Pentru că adevărați închinători care se închină lui Dumnezeu și care îi dorește Tatăl sunt închinători în Duh și în adevăr. Astfel că, deși Dumnezeu nu așteaptă o prosternare exterioară, cu siguranță că El așteaptă să fim plini de reverență înăuntru nostru, frați și surori. Poate de prea multe ori ne-am apropiat de Dumnezeu într-un fel care îl obligă pe Dumnezeu pur și simplu să-și întoarcă privirea de la noi din cauza că prea mult am pus accentul pe exterior și interiorul l-am lăsat nepregătit. Dacă atitudinea pe care o avem nu este umilă, sinceră, plină de reverență, pioșenie și fior sfânt, Dumnezeu, fraților, nu poate privi spre acea închinare cu plăcere. Nu poate. Ce spunea Domnul Dumnezeu? Cred că în cartea Maleahi, când spunea că noi ți-am adus luni noi, noi ți-am pus deoparte pentru tine închinare, Dumnezeu spune, nu pot să privesc la ele. Nu pot. Pentru că eu știu cu ce inimă mi-aduceți voi aici când intrați pe poarta templului, eu știu cum sunteți voi, fratele Cosmin spunea despre starea aceasta, că noi devenim actori în ziua de duminică, într-un sens. În ziua de duminică noi suntem perfecți, dar în timpul săptămânii noi suntem diferiți. Și Dumnezeu exact despre aceasta spune. Atunci când strigă către ei din cartea Maleahi, voi vă puneți sabate, voi vă puneți zile noi, vă puneți deoparte pentru ce? Mai bine nici nu le puneți deoparte. Trăiți în ziua aia, în ziua aia pe care o puneți voi deoparte și vreți să o trăiți, faceți mai bine din felul ăla de viață, stilul ăla de viață din ziua aia specială, fă o felută de viață
de zi cu zi. Și nu va fi nevoie de o zi specială, de un sabat special, pentru că vei arăta cum este viața ta de zi cu zi înaintea mea. Dumnezeu, nu ne putem închina, de fapt, cum trebuie. Nu ne putem închina cum trebuie dacă atunci când intenționăm să facem lucrul acesta, nu conștientizăm mai întâi cine este Dumnezeu și cine suntem noi. Nu putem să aducem o închinare curată, nu putem să aducem o închinare cum vrea El dacă mai întâi nu conștientizăm cine este Dumnezeu și cine suntem noi. Și numai când descoperim că noi suntem o creatură, numai când descoperim că noi suntem, și numai când înțelegem că noi suntem un praf în care a fost suflat suflare de viață și El este Creatorul, El este Susținătorul, Salvatorul, Stăpânul, doar când vom ști acest lucru, că datorită susținerii Lui astăzi mai este viață încă noi, vom ști să adoptăm atitudinea potrivită în acord cu persoana unică în care, înaintea căreia vrem să ne închinăm și să ne înfățișăm. Tot ceea ce urmează să-i spunem lui Dumnezeu, tot ceea ce vrem să cerem, are legătură mai întâi cu felul în care ne apropiem de Dumnezeu. Tocmai de aceea ar trebui să ne pregătim sufletul când vrem să intrăm în prezența Lui și de a sta de vorbă cu El. Doar când știi că cel cu care urmează să te întâlnești este singurul Dumnezeu, este Dumnezeul veșnic, este începutul și sfârșitul, este Alfa și Omega, este Dumnezeul omniprezent, este Dumnezeul care este prezent oriunde te duce, este Dumnezeul care vede oricât de mult nu te ascunde. Numai când înțelegi aceste lucruri sensibile, în același timp greu de pătruns, până când nu vom înțelege aceste lucruri, nu vom înțelege înaintea cui venim. Și vestea tristă este faptul că mulți din poporul Israel, și nu aș vrea doar ca să arătăm cu degetul spre poporul Israel, pentru că noi astăzi avem o revelație mai mare decât ei. Poporul Israel a văzut minuni, unii spun și aud așa de mulți pe unii spunând, o, dacă aș vedea minunile lui Dumnezeu, cred că și atitudinea mea față de Dumnezeu s-ar schimba. Nu te amăgi cu gândul acesta. Dacă a fost un popor care să fi văzut minunile dintr-o proximitate extraordinară, a fost poporul Israel. Și totuși au ajuns la un moment când Cartea Maleachi, înainte de a trece Dumnezeu 400 de ani, ajunge la o deteriorare extrem de periculoasă, în care, pur și simplu, nici nu se uitau la ce fel de jertfă aduc. Un ied? Da, știu că legea spune să nu fie, să fie fără pată, să fie perfect, fără cusuri, și ele aduceau. Nu este de mirare că fără această pregătire, frați și sori, poate chiar și noi înșine, în loc să ne închinăm cum trebuie, posibil să fie adus, așa cum spune Biblia, jertfa nebunilor. Deci mă rog ca de fiecare dată când ne folosim de privilegiul minunat de a veni în prezența Lui, să știm, să ne apropiem cu cea mai potrivită atitudine de închinare, spunându-i Mărețului nostru Dumnezeu cu întreaga noastră ființă, cu exteriorul nostru, dar și cu interiorul nostru. Nu doar ideea de mă plec înaintea ta, mă închin înaintea ta și să-i spunem sărut mâna, Doamne. De ce? Fiindcă închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Oameni care să se închine nu doar cu exteriorul, ci și cu inima. Și Domnul să ne la aceasta. Amin. Haideți să venim înaintea Domnului cu rugăciune și să-i mulțumim Lui pentru acest har minunat de a ne închina Domnului. Să-i mulțumim că avem cui să ne închinăm și nu ne închinăm unui Dumnezeu inventat, nu ne închinăm unui Dumnezeu pe care nu-L poate nimeni atinge, unui Dumnezeu care în proces îl vom descoperi și unui Dumnezeu care ni s-a descoperit, ne-a arătat cât de mult ne iubește, că și-a dat viața pentru noi și ne vrea cu El pentru veșnicie, cu El în ceruri. Amin. Ne rugăm, Domnului.
Da. Să fie și ei mântuiți și incluși în planul tău de mântuire. Da. Să știe că nu există altă fericire în afară de a te cunoaște pe tine, Doamne. Îți mulțumim frumos pentru că ne vorbești și dimineață și la prânz și seara și în orice minut în care sufletul nostru te caută. Îți mulțumim că Tu ni te descoperi în atâtea feluri și atâtea forme. Îți mulțumim că nu numai că te simțim prin prezența Duhului Sfânt, ci ne luminezi viața, ne întărești, ne sprijinești, ne ajuți, ne binecuvintezi. De aceea, laudă, închinare, mărire veșnică ție, Tată, și Domnului Iisus, Mântuitorul și Izbăvitorul sufletelor noastre. Te rugăm frumos, atrage la tine și pe cei din familiile părinților noștri, care nu cunosc această mântuire mare și minunată. Îndură-te și de țara aceasta frumoasă și binecuvântată în care ne-ai adus. Fie-ți milă, Doamne, și lucrează la inima celor care conduc destinele acestei națiuni. Doamne, întoarce-le inimile spre Tine până noi prea târziu. Oprește Tu orice lucrare demonică pe care o desfășoară cel rău în țara aceasta și pretutindeni în lume. Te rugăm, oprește lucrarea Lui, Doamne, sub orice formă s-a desfășurat ea. Ai milă de poporul Tău răscumpărat de pretutindeni. Pune, Doamne, capăt în mila și în îndurarea Ta. Îți cerem să pune capăt războiului din Ucraina. Mor oamenii vinovați, Doamne, fie-ți milă. Fie-ți milă de cei ce din România și Moldova care se sunt atât de amenințați de începerea altui război sau altor nenorociri împotriva lor. Fie-ți milă, Doamne. Și adu liniște și pace în sufletele acelor conducători care au gânduri rele. Fie-ți milă, Doamne, căci Tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Diavolul stăpânește cu limită, căci Tu stăpânești și asupra Lui. De aceea, amin, îți mulțumim, Doamne, în jertfa Lui să intervii și să pui capăt răutății celor răi. Fie-ți milă, Doamne, și familiile noastre. Tot ce nu este după planul și după voia Ta, curățește Tu, sfințește Tu, înnoiește Tu, ca nu cumva să trăim o amăgire. O amăgerie crezând că suntem ai Tăi și de fapt nu suntem. Dă-ne și nouă cercetare zilnică din partea Duhului Sfânt asupra ceea ce vorbim, ce gândim și făptuim. Doamne, că mult aș vrea să facem voia Ta. Ajută-ne în aceasta. Ajută și pe fratele Eduard să împărtășească mai departe în această zi cuvântul vieții. Dă-i cuvântul Tău pe buzele Lui. Iar nouă, Doamne, dă-ne inimi deschise și dorință de a Te cunoaște și de a împlini cuvântul Tău în viața noastră. Îți mulțumim că Tu ne asculți, că Te-am rugat în numele și în meritele Domnului Iisus. Amin. Amin. Te rugăm, Doamne, să o să ai. Îți mulțumim, Doamne, că tot de îndor de noi și privești și privești și privești și privești și
Să încheiem ora de rugăciune cu rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Vă invit să ocupați locurile, frații și surori. Aș vrea să lăudăm acum pe Domnul prin cântarea Cât de drag ne este Iisus. Și această cântare ne spune despre dragostea Lui care a arătat-o față de noi și apoi după ce ne-a răscumpărat, unde s-a dus El. Cât de drag ne este Iisus care la cer s-a înălțat, cu Dumnezeu ne-a împăcat și pentru noi s-a rugat. Cine ar putea să ne spună câtă pierdere am avea când spre El nu ne-am întoarce și rugând L-am căutat? Drag ne este Iisus, care l-a înălțat, cu Dumnezeu ne-a împăcat și pentru noi s-a rugat. Cine ar putea să ne spună am avea când spre El arge și rugând L-am căutat, când vrăjmașul ne apasă și strâmtorări ne află, căci atunci a Lui iubire va fi pururea cu noi. El ne ascultă rugăciunea și ne scapă de să alergăm. Iisus, ajutor-ne-ntinde către El dacă strigăm. Părăsiți fiind de prieten și cu sufletul întristat, Iisus ne este ajutor imediat. Amin. Ce veste bună atunci când sufletul nostru este întristat. Atunci Iisus ne este ajutor cum? Imediat. Și mulțumim că atunci El aduce liniște și pace și bucurie în inimile noastre. Și de obicei nu înțelegem cum devine această pace, de unde vine această bucurie așa de rapid? Vine de la Domnul. Slăviți să fie în numele Lui. Este timpul când copiii participă în programul de seară prin versetele lor spre slava și gloria Lui Dumnezeu. Atâția copii se uită la mine și uite să mă uit la fiecare din ei. Și a trebuit să găsim un semn care să spună tu sau nu tu. Domnul să te binecuvânteze, Alexandra.
Isaia 41, versetul 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu vin în ajutor. Eu te împingesc cu dreapta mea biruitoare. Amin. Amin. Dumnezeu este înfricoșat în adunare. În adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul lui. Amin. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului. Voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia ta. Căci zic, îndurarea are temelii veșnice. Tare ca cerurile este credincioșia ta. Amin. Psalmii 89, versetul 1 și 2. Amin. Unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeul nostru. Ei sunt doaie și car, dar noi ne ridicăm și stăm în picioare. Amin. Psalm 22, versetul 7 și 8. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Philippians 4, chapter 4, verse 4 and 5. Always be joyful because you belong to the Lord. I'll say it again. Be joyful. Let everyone know how joyful, how gentle you are. The Lord is coming soon. Philippians chapter 4, verse 4 and 5. Amen. Amen. God bless you. Și El se va reveni pe nori și orice ochi îl vor vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și, sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu. Cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Apocalipsa lui Ioan 1, 7 și 8. Amin. Amin. Unu Corinteni, capitolul 1, versetele 4 și 5. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, în orice vorbire și în orice cunoștință. Amin. 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 Să fie slavă Domnului. Mulțumim, Domnul, pentru versetele copilor. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare din voi cu cuvânt și cu aplicarea acestor cuvinte pe care le-am auzit în auzul nostru de la copii. Haideți acum să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Doar aș vrea să aduc aminte serviciile de închinare la ora 10 dimineața și după masă avem serviciul de seară. Vineri este repetiția copiilor și a orchestrei la ora 6:30 și
cu ajutorul Domnului, dacă ajunge cu viața și sănătate, vom sta duminica viitoare la cina Domnului. De ce să ne pregătim inimile și să avem un cuget curat și o inimă curată atunci când vom muti de mâna la cina Domnului, Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Aceasta, după cum am spus și în această dimineață și știați foarte bine despre lucrurile care au avut sau schimbările extraordinare din această săptămână care au avut loc în această țară cu privire la prima sau al doilea amendament al Constituției cu armele, Curtea Supremă a schimbat, a dat acea lege jos care interzice, care ar putea interzice ca oamenii să-și procure arme
Și la sfârșitul săptămânii, ziua de vineri, am avut această noutate extraordinară pe care mulți au așteptat-o, de a fi schimbată, a fi scoasă această lege a avortului, care a fost artificial adusă, conectată de Constituție și a fost declarată pentru 50 de ani ca și un drept al Constituției, de parcă a fi unul din amendamentele Constituției americane. Și vineri am văzut cu toții cum 6 judecători din Curtea Supremă au votat pentru a fi scoasă din, a fi lipsită de un drept constituțional, după cum o anunța unii că este această lege. Țineți minte, cu câteva săptămâni în urmă, atunci când a fost descoperit această cineva din un cler, ca unul judecător, a strecurat acea, am uitat cum îi spune, este o problemă? Frate George, dacă vrei să rezolvi. Thank you. Cu câteva săptămâni în urmă, cineva a strecurat the draft, am uitat cum îi spune în limba engleză, decizia, poftim, schița cu decizia care urma să fie decisă, și atunci când a fost strecurată publicului prin Politico, prin această revistă, vă aduceți aminte cât de multe centre, cât de multe spitale pro-life au fost vandalizate. Unii protestatari, în ghilimele, au intrat, inclusiv, fiindcă era la începutul lunii, atunci când multe biserici, inclusiv Biserica Catolică, are cina, și au intrat în biserică și au protestat unii activiști ca un protest împotriva ceea ce urma Curtea Supremă să decidă. Și unii se așteptau să vorbea vineri despre aceasta, că multe biserici vor fi atacate, multe centre care ajută femeile care au gândul acesta de a avorta acel copil să lucreze cu ele. Spuneau că multe centre vor fi atacate, multe biserici inclusiv vor fi atacate. De ce să ne rugăm ca Dumnezeu să păzească pe oamenii lui, pe copiii săi, bisericile în care s-au adunat în această zi și urmează să se adune la serviciile de seară copiii lui Dumnezeu pentru închinare, și să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la această națiune. Încă mai sunt lucruri mici sau mari care au nevoie să fie vindecate, tratate. Ia timp. Și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Nouă Dumnezeu să ne dea înțelepciune cum să lucrăm cu oamenii care ajung în acea stare când trebuie să decidă să țină sau să avorteze. Dumnezeu să ne dea înțelepciune dacă știm pe cineva care este pus în situația aceasta, să știm cum să le răspundem și să știm unde să-i îndreptăm ca să ia o decizie care să nu-i pare rău mai târziu. Aș vrea acum să deschidem cuvântul Domnului pentru cuvântul din această seară și vom va citire la două texte dintr-un text foarte bine cunoscut. Cine nu știe 1 Ioan capitolul 3 cu 16? Toți îl știm. Nu, asta este textul din care vom citi. Aș vrea să deschidem la un text care are aceeași terminație, 3 cu 16, numai că nu este Ioan 3 cu 16, nici 1 Ioan 3 cu 16, ci este 2 Timotei 3 cu 16. Fără ca s-a deschis, frate Daniel, nu deschide și nu deschideți Bibliele. În 2 Timotei 3 cu 16, ce scrie? Dacă se poate da microfonul un pic mai jos. Nu. 2 Timotei 3 cu 16. Sunt sigur că fiecare știți, mai că referința ați uitat-o. Doar vă aduc aminte primele două cuvinte. Toată Scriptura. Să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit cu totul și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ăsta este textul din care am citit, m-ați ajutat și l-am spus. Textul ia de referință este 2 Timotei capitolul 3, versetul 16. Nu uitați, este Ioan 3 cu 16 și este 2 Timotei 3 cu 16, similar, cu extraordinară putere. Frații și surori, știți foarte bine, la fel ca și mine, că orice război, și nu este, n-ar trebui să ne întoarcem în istorie, fiindcă pe alt continent, pe continentul european, deja este un război de câteva luni. Fiecare război, fiecare conflict este format din două lucruri. Cauză și efect. Cauză și efect. Orice război s-a început de la o
cauză și orice război, după ce s-a încheiat, are un efect. Orice război are o cauză și un efect. Istoria lumii acesteia poartă în sine tot felul de conflicte și războaie cu o sumedenie de cauze. Istoria lumii este plină de războaie și conflicte care la începutul lor au avut o cauză. Cele mai multe războaie au fost începute cu scopul de a ocupa teritorii pentru bogățirea acelor pământuri, fie din cauza că era aur, petrol, diamante. Strategia acelor pământuri a fost luptă din cauza că este strategic ocupată bătălie pentru ideologia predominantă, tip arianism, tip comunism, tip democrație, tip socialism, război din cauza unor ideologii sau bătălii cu sau războaie cu scopul de a împărți lumea. Tot știm într-o oarecare parte, desigur, sunt și acum dezbate de ce s-a început, care a fost cauza începerii războiului al doilea mondial. Unii spun din cauza că a vrut Japonia, Italia și Germania să împartă lumea în trei și să guverneze trei țări asupra întregului pământ. Cauză, s-a început războiul din cauza că cineva vroia să împartă lumea și să conducă cu ea. Toate acestea sunt cauze care au început conflicte, fie locale, fie mondiale. Dar acestea sunt cauze micuțe care au început conflicte mari. Dar când vorbim despre bătălii, există una care întrece toate bătăliile pe care lumea le-a văzut sau a auzit vreodată. Și aceasta nu este bătălia pentru ideologie, aceasta nu este ideologia pentru pământ, nici pentru lucrurile valoroase de pe acel pământ, ci mai degrabă bătălia aceasta este lungă și nimeni n-auzit și e lungă înainte ca noi să ne fi născut. Și aceasta este bătălia pentru cuvânt. Bătălia pentru cuvânt. Un interes nebun, putem spune chiar diabolic, împotriva cuvântului scris al lui Dumnezeu. Se duce inclusiv acum, în timp ce noi stăm și auzim acest cuvânt în altă parte, undeva în această lume, oameni sunt prigoniți, oameni suferă, oameni sunt atacați. Biserici ar putea să nu știm niciodată despre ele, dar undeva acum să moară oameni din cauza exact acestui cuvânt scris. Și aici ar trebui să fim uimiți. Asta ar trebui să ne uimească. Să ne uimească faptul că prin însăși stăruința diavolului de a lupta împotriva lui. Vedeți? Diavolul n-ar lupta pentru ceva ce nu are valoare. De acord? Diavolul n-ar lupta împotriva ceva dacă nu ar avea valoare. Și prin însăși lupta sa nebună ne descoperă, prin însăși faptul că diavolul este implicat într-o luptă de milenii împotriva cuvântului. Ar trebui să ne spună, să ne descoperă că cuvântul este foarte prețios. Cuvântul este foarte valoros. Este așa de valoros încât este Satana gata acum să sară în a nu mai fi răspândit. Asta îmi spune că cuvântul ăsta este plin de putere și valoare. Asta îmi spune că cuvântul ăsta poate schimba vieți. Și Satana încearcă orice, cu orice preț, să oprească răspândirea lui. Fiindcă aici este putere. Și Apostolul Pavel, fiind condus de Duhul Domnului, spune despre puterea cuvântului în omul lui Dumnezeu. Observați, el spune să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Aceste caracteristici, practic, sunt
opusul valorilor diavolului. De aici și această luptă feroce împotriva cuvântului. El vrea ca toți să fie proști, el vrea ca toți să fie nemustrați, el vrea ca toți să fie la dreapta și la stânga, pierduți, el vrea ca să umble toți fără înțelepciune. Și Dumnezeu aduce? Aduce ce? Aduce claritate, aduce ordine. Cuvântul spune, din haos să învețe. Acolo unde este necunoștință, unde este haos, unde să învețe. Unde sunt copii, oameni ascultători, să mustre. Unde este haos și nimeni nu știe ce să facă, să îndrepte. Și acolo unde nu este înțelepciune, să dea înțelepciune, neprihănire. Cuvântul aduce ordine în haos. Frații și surori, deși Apostolul Pavel se referă aici în mod specific la Vechiul Testament, declarația acestui text este și cu privire la Noul Testament. Cineva spunea, Dumnezeu nu le dă oamenilor dreptul să facă deosebire între ceea ce presupun ei că e inspirat de Dumnezeu și ceea ce cred ei că e doar produsul ingeniozității omenești. Observați, Dumnezeu nu permite filtrarea cuvântului său. Dumnezeu nu ne permite să filtrăm cuvântul său. Dumnezeu nu este condus de principiul postmodernist care spune că dacă așa ai înțeles tu, acesta este adevăr pentru tine. Ai citit tu, frate Isaia, dacă ai citit tu, asta nu înseamnă că este adevăr pentru toți. Asta este adevăr pentru tine dacă tu crezi acest lucru. Dumnezeu nu spune așa ceva. Dumnezeu nu are acest principiu postmodernist. Orice cuvânt, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Dacă am citit și am înțeles ceva, asta nu se aplică doar la mine, asta se aplică la toți. Înțelegându-se că oamenii au fost mânați de Duhul Sfânt vorbind ceea ce Dumnezeu le da să vorbească, Apostolul Petru este cel care scrie către biserici în a doua sa epistolă sobornicească, în capitolul 1, versetul 21 și Petru explică felul cum au fost scrise prorociile, dar el nu se limitează doar la prorocii, ci inclusiv la cărțile Noului Testament. Și el spune în 2 Petru, capitolul 2, verset, 2 Petru, capitolul 1, versetul 21, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului. O, dacă ar fi fost adusă Scriptura prin voia omului, o, dacă ar fi fost spusă vreo prorocie prin voia Domnului, fiecare ar putea să spună, da, asta e adevărat, asta nu este adevărat, asta se trece, asta nu se trece. Nu. Petru dă la o parte orice lucru și spune, oamenii care au vorbit în Vechiul Testament, prorocii mari, prorocii mici, n-a fost niciun cuvânt de la ei. Ce s-a întâmplat atunci? Și oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Și cine altul înțelege acest lucru cel mai bine? Satan. 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 Noi, frate și surori, oamenii au ajuns să ignore cuvântul lui Dumnezeu. Și Satana spune, nu, eu n-am să ignor, fiindcă eu știu ce putere e în cuvântul ăsta. Eu voi încerca să-l opresc din răzputeri, să nu-l citească, să-l uite, să nu-i dea atenție. Și unii oameni ascultă șoapta diavolului. Satana găsește mai multă valoare în cuvânt decât unii oameni. Nu puteți da seama? Satana știe ce putere are acest cuvânt din cauza că știe de unde și are originea acest cuvânt. Sursa Bibliei nu este oamenii. Oamenii au fost instrumente, ei au fost conduși, mânați de Duhul Domnului. Sursa, izvorul este Dumnezeul cel viu și adevărat. Acum, știind că se duce o bătălie împotriva acestui cuvânt și știind că acest cuvânt are scopul de a ne învăța, de a ne mustra, de a ne îndrepta și de a ne da înțelepciune, neprihănire, este bine să căpătăm această înțelepciune din însuși cuvântul scris, căci aici, în acest cuvânt, ne este spusă, ne este descrisă, ba chiar foarte detaliat, încât nu vom reuși să trecem asupra
tuturor strategiilor celor rău, dar în acest cuvânt ne este scris, ne este descris în cuvinte detaliate peste care vom trece, strategia celui rău pe care o folosește împotriva oamenilor de a nu se apropia de acest cuvânt în care este putere. Și dacă ne spune Biblia că toată Scriptura este însuflată de Duhul Sfânt ca să dea, ca să învețe, să dea înțelepciune, să mustre, dacă spune despre aceste lucruri, înseamnă că va vorbi inclusiv despre strategiile celui rău, cu scopul de a ne da înțelepciune și când vom fi în fața acelei piedici, să o ocolim, să dăm la o parte și să ne apropiem tot mai mult de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să cunoaștem strategia lui, să știm cum să ne ferim de săgețile arzătoare care zilnic sunt aruncate împotriva copiilor lui Dumnezeu. Astfel, dar haideți să privim la strategia diavolului. Fiindcă este bătălia pentru cuvânt. Este o bătălie feroce de mai mult de 2000 de ani. De fapt, din bătălia cuvântului, doar cu o paranteză, bătălia cuvântului sau bătălia pentru cuvânt s-a deschis, știți când? În grădina Eden. În grădina Eden, atunci când șarpele a venit la femeie și a spus: oare a zis Dumnezeu cu adevărat? A cui cuvânt era adus? A lui Dumnezeu. Era cuvântul luat și schimbat. Bătălia era pentru cuvânt. Și bătălia a fost pierdută. De atunci și până acum este o bătălie non-stop pentru cuvânt și este bine să cunoaștem strategia lui. Unul din binele cunoscute strategii ale celui rău este acesta. Va căuta pe orice cale să facă ineficient și insuficient cuvântul în viața noastră. Va face cu orice cale posibilă acest cuvânt să-l facă ineficient și insuficient în viața noastră. Cel rău va căuta să ne convingă că pe lângă predici, cântări, poezii care își au temelia în cuvântul lui Dumnezeu, să ne sugereze gândul, să strecoare gândul că trebuie să căutăm instruire și din surse care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Nu este suficient cuvântul, dar nu fi atât de dogmatic, nu fi atât de creștin, nu fi chiar așa de credul acestui cuvânt. Uite ce a scris ăla, uite ce a scris ăla. Și ei n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Și știți ce? Știu că biserica Emanuel nu sunt așa ceva, nu sunt astfel de oameni, dar sunt oameni care literal vin la închinare, vin la serviciul de dimineață, apoi își iau covorașul de yoga și se duce și are yoga, literal. Lucrez în case în care oamenii spun că sunt creștini și vezi Biblia în biblioteci și stau tot felul de autori creștini și exact lângă, mai încolo, stă covorașul pentru yoga. Știi cineva ce e yoga? Trebuie să explic ce înseamnă yoga? Meditație transcendentală? Conexie cu marele cosmos, cu universul? N-are nimic de a face cu Biblia. Dar ce îți propune acești yoghini, îți spune că te vei putea conecta cu marele tot, cu universul, să ai călătorii extracorporale. De când ne spune Biblia așa ceva? Nicăieri nu găsim în Biblia așa ceva. Pa din potrivă. Ne spune că vom lupta și noi și împrejurul nostru sunt fel și fel de domnii împotriva cărora ar trebui să luptăm, nu să ne ia de gât și să ne ducă, să ne călătorească prin tot felul de universuri. Un fel de sincretism, un fel de îmbinare de elemente absolut lipsite de divin, pentru care își au originea din Dumnezeu. Poate că la început, pentru unii, acest lucru nu va pare un mare pericol. Vă spune, care e problema să, după ce am ascultat pe predicator, predica, să mă duc acasă și să am jumătate de oră de meditație transcendentală. Care e pericolul? Vreți, asta e cam întrebarea.
la ce e periculos în asta, ce Biblia interzice uneva, zice clar uneva, arată-mi un verset unde să-mi scrie, n-ai voie să te așezi pe covoraș și în poziția lotul și să faci meditație transcendentală. Sigur, nu-ți voi vedea, nu voi găsi un text ca acesta. Și unii se scuză cu lucrul ăsta și se mânghe, se bat pe spate și spun, a, dacă în Biblie nu-i se poate, pe lângă ceea ce Biblia spune, să mai unești și ceva ce poate nu este scris în Biblie. Poate nu-i mare pericol, însă efectul nu va fi văzut atunci, efectul va fi văzut mai târziu. Voi lua multe citate de-a cursul predicii acestea și știu că nu vom încheia în această seară, dar voi lua anumite citate din cartea lui C.S. Lewis, intitulată Scrisorile lui Zgândăril, The Screwtape Letters, pentru că ca nimeni altul, C.S. Lewis, face atât de clar această bătălie dintre omul născut din nou și diavolul, această bătălie. Și în cartea sa, cărțile Scrisorile lui Zgândărie, scrisă de C.S. Lewis, el scrie așa ceva. Într-adevăr, cel mai sigur drum spre iad este cel treptat. O pantă blândă, moale sub picioare, fără cotituri bruște, fără repere, fără indicatoare. Observați? Drumul direct spre iad nu este brusc. O, nici un creștin n-avea, dacă spune, vrei spre iad? O, nu, tot s-ar feri. Dar satana ce face? Îți spune, hei, cuvântul acesta este ineficient și plus că este insuficient. Mai adaugă la el și asta, mai adaugă și el la, și asta. Este spre binele tău. Și omul mai ia una, mai ia alta și o agață, o pantă scurtă, niciun indicator, fără reper, o pantă blândă. Dragi sorori, aceasta este una din strategia lui, fiindcă vrea să lupte împotriva acestui cuvânt care este în tine și mine. Acest cuvânt care a născut credința în noi și ne-a adus mântuirea. Pe scurt, strategia diavolului este ca pe lângă cuvânt încă alte lucruri adiționale să aducă, care au menirea să ne ajute, de fapt, producând confuzie și depărtare de adevăr. Apoi, o altă strategie a celui rău, și vom încheia cu aceasta, este auzirea fără împlinire. Auzirea fără împlinire. Țineți minte acea întâmplare din Vechiul Testament în care Saul tocmai fusese încoronat și a trebuit să plece la luptă. Și din partea lui Samuel a fost poruncă să omoare orice, să nu lase nimic. Din cetatea aia să nu lase nimic cu viața, orice să fie dat morții. Saul s-a dus cu armata lui și Dumnezeu i-a dat biruință, a venit înapoi, trebuia să fie slăvit Dumnezeu prin această acțiune militară în care a fost reușită, a avut un rezultat reușit. Totul era bine, poporul era gata să vină, problemă mare, Samuel nu era, Samuel întârzia, atunci nu erau Uber, nu erau taxiuri, Samuel întârzia, era spre seară, Saul se uită tot la popor, jertfa, altarul este gata, alea sunt aici, totul este aici, totul este pregătit, poporul este încântat, vine acuș, vom avea jertfă pentru biruința pe care am avut-o în lupta cu cetatea Ai, totul este, nu este Samuel. Și Saul, de dragul oamenilor, ca să nu plece, ca să nu se răspândească fiecare pe la casele lui, zice, eu vă fac altceva, știu, n-am dreptul, dar lumea pleacă și zice, să începem jertfa de seară, să începem jertfa de seară. Și au început jertfa de seară. Și tocmai atunci ajunge și Samuel. Și apoi Samuel mai aude ceva. Pe lângă faptul că nu trebuia să facă acest lucru, Samuel mai aude, zice, Saul, da, Samuel. Aud pe ei. Ce înseamnă asta? Samuel, n-am plecat cu mâna goală. Bine, pe toți cei i-am omorât. Am lăsat tot acolo, e farsă cu ei. E nimici. Dar nu putem să lăsăm vacile astea grase. Uite la oile astea și am vrut să le aducem Dumnezeului tău.
Să reducem toată această istorie la întrebarea lui Samuel către Saul. Îl aduce la momentul în cât multe lecții nu trebuie, nu trebuie atunci lui Saul, Saul așa era întristat. Însă în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22-23, sunt cuvintele lui Samuel și ne putem da seama prioritatea ce-i place lui Dumnezeu și vom observa prin însăși întrebarea pe care o dă Samuel lui Saul, ce este primordial la Dumnezeu, ce-i place lui Dumnezeu. Și vom vedea că Satana știe de acest lucru și încearcă din răzputeri să facă opusul la ce-i place lui Dumnezeu. Să ascultăm întrebarea lui Samuel. 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult ardere de tot și jertfe decât ascultarea de glasul Domnului? Noi știm răspunsul la această întrebare. Haideți să încercăm să răspundem. Ce îi place Domnului? Jertfele sau ascultarea? Ascultarea. Ascultarea. Prin însă și întrebarea lui Samuel către Saul, știm ce îi place lui Dumnezeu. Și vine răspunsul. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Mergem mai departe, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca găcirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te va lepăda și el ca împărat. Fraților, cea mai simplă definiție a ascultării poate fi conform acestui verset. Haideți să încercăm să dăm definiția. La ora de rugăciune am încercat să dăm definiția închinării. Care ar fi definiția ascultării? Haideți să încercăm să definim cuvântul ascultare. Conform versetului, ne va ajuta. Dacă ne întoarcem la versetul 23, ce înseamnă sau cum definim cuvântul ascultare? Punerea în practică. Poftim? Să respecti întru totul. Altcineva? Cuvântul ascultare, cum îl definim? Cum? Lepădare de cuvânt? Spune. Depinde de care cuvânt. Supunere. Aplicarea cuvântului. Mai practic. Putem mai practic. Ascultarea, aș putea eu spune că conform versetului 22 și 23, 23-24, de fapt, ascultarea înseamnă auzirea conectată cu împlinirea. E una să auzi, e una să vezi și apoi să pleci. Noi astăzi am fost expuși cuvântului lui Dumnezeu. Noi l-am auzit de dimineață și până acum noi am auzit cuvântul Domnului. Și dacă nu, și dacă ne vom duce de la biserică și din câte le-am auzit aici nu le vom pune în aplicare, va fi doar ascultare. Certare, doar auzire. Doar auzire. Acum, dacă ceea ce am auzit noi aici, toată ziua, ne vom duce acasă și de-a cursul la o săptămână vom împlini ceea ce am auzit, aia se va chema ascultare. Auzirea conectată cu împlinirea este ascultare. Problema, fraților, la aceste generații, generației mele, generației noastre, este faptul că efectul strategiei celui rău este auzirea cuvântului în fața căruia nu se ia nicio decizie. Problema noastră este că noi auzim așa de multe lucruri, așa de multe informații și la sfârșitul zilei rămâne tot ca și o auzire. Asta este problema noastră. Auzire fără împlinire. Iacov merge un pas mai departe și găsește o analogie perfectă pentru cei care au și nu împlinesc cuvântul. Iată cum descrie Iacov pe acești oameni. Iacov, capitolul 1, versetul 23 și 24. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, și el spune seamănă cu cineva, mă? Cu cine seamănă? Bă, noi știm
Noi știm acest verset, versetul 23-24, știm această analogie, dar dacă nu ne-ar fi dat Iacov această analogie, noi oare cum am asociat pe un om pe care aude și nu face? Cam ce? Cu ce l-am putea compara? Ascultătorul tuc. Ascultați cum îl descrie Iacov. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită cum era. Am scăpat un cuvânt intenționat. Care era acea? Care era acel cuvânt? Pleacă și uită îndată cum era. Nu pur și simplu a plecat și după 2 minute, uite cum a arătat. Nu. S-a dus de la oglindă și în momentul ăla nu mai știe cum arată. Îndată. Și mă tem că s-ar putea, frica vorbește despre mine, s-ar putea să plec de la biserică și ei, îndată să uit eu și asta s-a vorbit despre o sumedenie de lucruri. Cu alte cuvinte, ascultătorul uituci pe oreche intră, pe alta iese. Sau pe amândouă iese. Cea mai ușoară metodă de a învăța este ca după ce ai auzit sau ai văzut să aplici, să practici, să încerci gândul, să-l faci realitate. Să încerci acel gând, ce ai auzit, să-l aduci în realitate. Tot Iacov este cel ce ne spune care ar putea fi efectul omului care conectează auzirea cu împlinirea și întreb, care credeți că ar fi așteptatul efect când un om pune în aplicare ceea ce a auzit sau a văzut? Putem să speculăm. Din nou întreb, care credeți că ar fi așteptatul efect când un om pune în aplicare ceea ce a auzit sau a văzut? Care ar fi efectul? Putem să speculăm mult, nu? Iacov nu ne dă voie să speculăm. Iacov nu ne permite să speculăm, fiindcă el are răspunsul clar la ce s-ar întâmpla cu noi. Dacă astăzi sau în această săptămână ne-am duce și am stricat strategia celui rău de a auzi și a uita rapid. Iacov ne spune ce-ar fi cu noi dacă duminică ce am auzit în timpul săptămânii să aplicăm. Vreți să auziți ce spune Iacov? El spune, capitolul 1, versetul 25. Și observați, dar cine își va adânci privirile în legea de săvârșire, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, adică va stărui în ea, el va încerca ceea ce a auzit să o facă o realitate, să nu fie doar un sunet care a lovit în urechea mea și a făcut ca ceva acolo să vibreze și să se transformă în sunet. Nu, dacă ceea ce a auzit va deveni o realitate, va stărui asupra lui, nu ca un ascultător uituc, ci ca un plinitor cu fapta, ne spune efectul și ajungem la el, veste bună, va fi fericit în lucrarea lui. Nu vrem noi oare să fim fericiți? Să nu ridice mâna cel care vrea să fie fericit. Am făcut confuzie. Noi toți vrem să fim fericiți. Fratele Daniel, duminica trecută, cred că a fost duminica când a adus îndemn din acel psalmul 4, cred că cu versetul 6, când întreabă, cine ne va arăta fericirea? Toți vrem fericirea. Auzirea conectată cu împlinirea, stăruirea, de fapt, în a aduce lucrul acela la o realitate, va aduce fericire. Va fi fericit în lucrarea lui, vă puteți da seama? Astăzi s-a vorbit despre multe lucruri, nu? Inclusiv despre acele lucruri din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, acele înnoirea minții, cum ar trebui să fie un om care așteaptă venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Vă puteți da seama dacă în această săptămână ați încercat să le aplicați aceste lucruri? Știți care ar fi efectul așteptat? Fericire? Și dacă veți stărui asupra, să fiți fericiți în timp ce încercați să aplicați cuvântul Domnului, fericiți?
Dar ce înseamnă fericirea, fraților? Din nou, pentru că inclusiv în Constituție găsim cuvântul fericire. The happiness, the pursuit of happiness. Și unii vor să găsească fericirea și nu o găsesc. Pentru că unii înțeleg fericirea cum? Atunci când am zâmbet pe față, atunci când nu lipsește nimic, atunci când sunt bucuros, până măduva oaselor, aia e fericire. Vreau să spun acea fericire după ce pleacă bucuria și cei care te provoacă la râs, nu mai ai nici tu fericire. Aici vorbim despre o fericire non-stop atunci când stăruiești, când vrei să aplici acele lucruri. Well, haideți să încercăm să dăm o nouă definiție. Ce este fericirea? Este prea târziu. Vă ajut. Pentru că vreau să mergem puțin mai adânc. Psalmul 4 cu versetul 6 e textul asupra căruia a predicat fratele Daniel duminica trecută. Întrebarea, cine ne va arăta fericirea? Adică psalmistul vrea un om care va arăta fericirea. Iacov spune, fericirea o găsim atunci când stăruim asupra cuvântului, ca să punem în aplicare ceea ce am auzit. Frați și surori, psalmistul răspunde la întrebarea cine ne va arăta fericirea prin cuvintele, eu însă zic, fă să răsare peste noi lumina feței tale. Prindeți ideea? Ce înseamnă fericirea? Nimic altceva decât lumina feței Domnului asupra ta. Acum eu mă întreb, care ar putea fi efectul așteptat atunci când un om, după ce a auzit cuvântul Domnului, după ce a fost expus la cuvântul Domnului și vrea să-l aplice în viața lui, care ar putea fi efectul așteptat decât nu lumina feței asupra feței lui? Fericirea nu definiție lumească, nu definiție seculară. Fericirea biblică, din punctul de vedere biblic, este lumina feței lui asupra noastră. Este să răsară lumina feței lui asupra noastră. Și când adâncește cuvântul lui, nu poate fi un alt efect decât să lumineze fața lui asupra ta. Fraților, acesta este efectul în inima omului lui Dumnezeu când strategia celui rău este distrusă. Este distrusă, fiindcă atunci auzirea este conectată cu împlinirea. Satana vrea din răsputeri să nu ai fericire. Satana vrea să fim confuși când vine vorba despre fericire. El vrea să credem că fericirea este ceea ce oamenii au fericire sau ceea ce oamenii definesc ca fericire. Noi vrem să mergem la adevărata definiție. Noi vrem să simțim fericirea adevărată și aceasta înseamnă să lumineze fața lui asupra noastră, dar fața lui luminează asupra noastră atunci când noi punem în aplicare ceea ce am auzit și Satana exact împotriva la această luptă. Să nu împlinim ceea ce am auzit. Acum știind care este strategia lui, dă-o la o parte. Pune în aplicare cuvântul Domnului. Roagă-te. Cere puteri ca Dumnezeu să te întărească, să-ți dea puteri, să-ți dăruiască puteri, să pui în aplicare în această săptămână ceea ce ai auzit, ca să ai parte de fericirea adevărată și strategia celui rău să fie distrusă. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți acum să ne ridicăm și să venim cu rugăciune de mulțumire la sfârșitul acestei zile de duminică și aș vrea un frate și o soră să vină la încheiere cu rugăciune. Un frate și o soră să vină la încheiere cu rugăciune. Te rugăm, ajută-ne la aceasta. Amin.
Amin. Iar acelui care ne poate să ne păzească de orice cădere și să ne facă să ne înfățișăm fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei Lui. Singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, mărăție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii, de acum și până în veac. Amin. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, frații și surori, să cerem ajutorul Lui și putere de la El ca să punem în aplicare cei ce astăzi am auzit și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.